Bună ziua! Cum vi se par condițiile din tren? E cald? Foarte cald! Cum? Cum sunt condițiile din tren? E cald? Nu este nici apă la toaletă. Și temperaturile sunt suportabile? Temperaturile cum sunt? 70 de grade. Deci e foarte cald. Până unde călătoriți? Cât călătoriți? Timișoara. Cum e în tren? Cât e? Cum sunt temperi? E în ordine, exact. Mai bine de așa nu se poate. Ținând cont că lăsăm căldura în urmă, așa că... Dar tocmai asta ne interesează. Cât e de cald? Da, suportabil pentru cei care sunt pregătiți pentru viață. Restul poate să stea pe la umbră cât pot. Nu, ocazional. Și cum ți se par condițiile pe timpul ăsta, pe căldurile astea? N-am mai fost de mult, dar dacă mă întrebați după ce să ajung la Timișoara, vă pot da un răspuns. Probabil că e destul de cald, dar ce să zicem, asta este. Cum ți se par condițiile din tren, având în vedere canicula? E destul de cald, acum na, trenul ăsta văd că n-are aer condiționat, na, cumva CFR-ul din punctul ăsta de vedere, să zicem, că are condiții mai bune în perioada asta. Na, asta e, ne descurcăm. Circul des? Destul de, cam o dată la două săptămâni. Și e suportabil, presupun că până în Timișoara. Da, până în Timișoara. E suportabil, cu geamul deschis, mai greu, dar asta e. Hidratare multă. Circul des cu trenul? Destul de des. Cum ți se par condițiile? Jalnice. E cald? Da. Bună. Destul de des, cam o dată de două ori pe săptămână acum, perioada sesiunii. Și cum ți se par temperatura? Foarte cald, foarte cald, foarte cald. Adică e suportabil doar cu ușile și cu geamurile deschise, altfel n-ai avea cum. Cred că ți se face rău. Dar totuși curent nu afectează? Nu cred. Eu nu cred în chestiile astea, curentul. Nu știu, mai bine să fie răcoare decât să, nu știu, să văd pe cineva că leșină. Cam o să-mi spui? Păi nu știu, dacă afară sunt 35, înăuntru sunt peste 40, cel puțin. Mai ales că circulă doar în soare. E insuportabil uneori. Dar na, asta e. N-avem... Am văzut că-ți faci vânt. Cum e temperatura în tren? E foarte cald. E foarte cald, chiar e foarte cald. Și dacă nu stai cu geamul deschis... N-ai nicio șansă. Cam câte grade sunt înăuntru? Nu știu, probabil undeva la 37-38, dar se simt cam ca la 40.
Cum sunt temperaturile? Ridicate, foarte ridicate. Chiar și în incinta asta, care ar părea răcuroasă. Da, chiar și aici. E cald în autobuz? Cum e? Foarte cald. E chiar foarte cald. Până și băiatul mai înainte se văita că nu are climă și e cald. E, lui mai mult ar trebui să-i luați, că el stă mai mult decât mine. Eu am venit din centru până aici, de el stă toată ziua. Și cum e din centru până aici? Suportabil sau nu? Astăzi a fost suportabil, că a fost puțină lume, dar sunt zile în care sunt și mirosuri și alte chestii, adică de toate, știi? Astăzi s-a fost mai suportabil pentru că, după cum se observă, e mai de dimineață și nu-i chiar așa de multă lume. Dar sunt zile în care sunt atât de îngrămădit și atâtea mirosuri încât prefer să stai jos. Bine, eram sub starea aia. Este pe auzi. Cum sunt condițiile în autobuz? Cum sunt condițiile? Foarte cald, de-abia am venit, e cald, foarte cald. Nu. Am mai mers cu celălalt autobuz, a fost mai bine, dar asta e foarte cald. Este climă. Nu sunt condiții. Nu, este probabil, dar foarte puțin. Deci nu e. Temperatura în autobuz? Căldură, uite, flașcă de apă. Căldură mare. Da, cum vi se par condițiile din autobuz? Foarte nasoale. E foarte cald, transpiră lumea și miroase în același timp. Și atunci când se deschid ușile, mai mult vine căldură din cauza aerului cald, presupun. E deplorabil, atât pot să spun.